Imagini de groază la Spitalul Județean Giurgiu. Acesta este titlul unui material apărut în presa online. O persoană care a dorit să-și păstreze anonimatul a făcut o fotografie unui sector din secția de neurologie care nu arăta tocmai igienic pentru ca un om bolnav să beneficieze acolo de servicii medicale. Însă directorul Mihai Petre a ieșit astăzi în fața jurnaliștilor și a dat un drept la replică celor care nu știu exact despre ce este vorba. Spațiul unde a fost făcută fotografia era unul dezafectat și care nu este dat în folosință, pacienții beneficiind de tratamente în saloanele deja renovate. Nu este Spitalul Groazei, cum s-a spus, o să constatați dumneavoastră. Este într-adevăr un sector al Groazei, în acolo unde nu e reabilitat și nu este nimeni vinovat că acest spital are peste 100 de ani, dar noi ne-am preocupat în continuu să-l reabilităm și să-l aducem la standarde normale, civilizate. Deci, încă o dată, acolo unde s-a filmat, era un spațiu nelocuit, nefuncțional, dezafectat, deci nu făcea parte din secția de neurologie. Spitalul Groazei, despre care se tot vorbește în ultimul timp în media online, este de fapt un sector dezafectat și care urmează să fie reabilitat. Managerul spitalului Mihai Petre a recunoscut și faptul că spitalul se află într-o situație financiară critică, dar că față de alte spitale stau foarte bine în ceea ce privește medicația pe care trebuie să o asigure bolnavilor. Tot în aceeași conferință de presă, directorul spitalului a venit și cu vești bune. Începând cu luna ianuarie, personalul spitalului se va mări și asta pentru că își vor începe activitatea 13 medici rezidenți.